If you've come to kill me, I hope you brought friends. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Numele meu este Alex. Wow. Azi o să fac un video cu în care mă voi... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Numele meu este Alex. Astăzi fac un videoclip în care mă voi juca League of Legends. Pentru că m-am reapucat de joc de ceva timp și mi-am reamintit cum se joacă. Mi-era dor și m-am uitat la... De fapt... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Numele meu este Alex, iar astăzi o să ne jucăm League of Legends cu Yasuo pe mid. N-am mai jucat de foarte mult timp. Nu voi vorbi foarte, foarte mult în videoclipul ăsta. De ce tot spun chestii care n-au sens? Deci mă chinui să fac un videoclip. Asta este problema. N-am mai filmat de atât de mult timp, mai ales un clip în care mă joc. N-am mai filmat de foarte mult timp în general. Mi-am ieșit din mână, ca să zic așa. Mi-am ieșit din mână. O să jucăm Yasuo mid. Scuzați nivelul de... Producție e ok. Scuzați nivelul de speech, de vorbit pe care l-am. Am un nivel foarte scăzut. În momentul de față vorbesc foarte... Nici nu știu contra cine sunt. N-am habar. Deci n-am habar. Cred că sunt contra... Cred că sunt contra Nila. N-am rune potrivite pentru ea, by the way. Dar merge. Lumina e lumina naturală. Așa arată lumina naturală. Așteptăm să se încarce și așa s-a încărcat. Nu e totul pregătit, dar am să fac videoclipul ăsta pentru că vreau să încep să fac live streamuri cu jocul. A început să-mi placă destul de tare. Mă joc destul de multe meciuri pe zi și am zis să fac și live-uri. Dacă tot joc jocurile astea. Pe lângă live-uri să fac și filmări cu live-urile. Vedem ce vom face. Ideea e că vreau să mă apuc să fac treaba asta. Să urcăm cât mai mult în rank, să ne facem echipă și să devenim cei mai buni în salariile alea de câteva milioane de euro pe an. Easy peasy. Nici nu sună greu. Dar acum pe bune, îmi pare nespus de bine că în sfârșit fac videoclipuri. A trecut ceva timp de când am mai filmat un videoclip. Chiar și e foarte ciudat, știi, după atâta timp să filmezi un videoclip. Cred că au trecut cel puțin 2 ani de când am filmat un videoclip, cum filmam eu pe vremuri. Nu mai sunt același om. Aceeași persoană, să zicem. M-am schimbat enorm. Deci sper să nu vă așteptați să fie totul la fel. Pentru că am văzut că mulți oameni se tot întreabă și... Cred că sunt contra Nila și Draven. Sau contra Draven, nici nu contează. Ideea e că am rune proaste. Relativ, pentru că am bone plating. Ideea e că sunt schimbat, dar nu e ca și cum sunt schimbat un rău sau ceva. Sunt diferit și... Am învățat multe lucruri pe parcursul timpului. Iar în pauza mea minunată de YouTube, în care n-am mai postat nimic, am crescut și am evoluat foarte mult, mult mai mult decât aș fi putut evolua dacă mă focusam pe YouTube. Am avut nevoie de chestia asta și de-aia am și luat pauza asta. Dar am revenit la vechile obiceiuri, mă joc pe calculator din nou. Cred că nu m-am oprit niciodată, de fapt. Dar e fine. E fine. League of Legends a devenit fine. De fapt, e un joc foarte, foarte mișto și... Tot ce e în jurul lui construit îmi place foarte, foarte mult. Toate clipurile pe care le scot. Serialul Arcane de pe Netflix a fost bombă. Bomba. Deci, nu văd de ce nu m-aș juca. Ok, hai să înceapă meciul. Cred că am vorbit suficient. Eu știu despre ce aș mai putea vorbi. Dar voi mai găsi eu. Ideea e că o să mă focusez pe joc. O să explic ceea ce fac sau încerc să fac. Pentru că am un match greu contra una de carry. Da, Nila. Teoretic nu e atât de greu contra Nila. Nila e destul de low range. Nu e gen dacă eram contra Caitlyn sau ceva. Nu știu dacă e bine că am pușat atât de tare primul wave, dar pot să... Ok, cred că am început de pe bot. Nu m-am uitat de unde s-a dat leash. Puteam să fac chestia asta, să văd de unde o să vină junglerul în următorul gank. Dar oricum văd că avem un ward acolo pus de junglerul nostru, care este Varvik. Ok, cred că o să... Da, a făcut level 2 înaintea mea, dar fac și eu după minionul ăsta. Deci nu face mare schemă cu ce încearcă ea să facă. Am ratat Q, trist. Ne retragem. Aici este greșeala ei, am ratat Q, e greșeala mea. Ok, e momentul să ne retragem. Flash pentru că mi-a dat Ignite. O să joc topside pentru că Warwick se duce încoace. Și în cazul în care îi este... Oh, ok. Am pierdut minion cumva? Cu flash-ul meu? N-am fost atent. Eram atent la alte chestii. E ok. O să pierd farm 100% pentru că farmez sub turn acum.
Dar nu e așa, tragedie. Ok, trebuie să iau W-ul. Măcar nu ratez minionul mare. Olin? Da, Olin. Frumos. I-am dat mai mult damage decât mă așteptam. Și de-aia am zis să dau. Nu eram așa de confident că trebuie să fac Olin-ul ăsta. Aș vrea să pușez și wave-ul ăsta care vine. Sau nu mai vine niciun wave, de fapt. Ba vine, da, e momentul să-mi dau back oricum. A fost un trade foarte bun. Stau mai bine pe farm decât ea. 15, ea acum pierde niște minioni. Și eu s-ar putea să pierd, dacă cred că e mai worth să-mi dau back. Refillable? Na, că oricum. Nu merită. Dar e ok. Un matchup foarte, foarte bun. Deși joc bone plating, dar aparent bone plating-ul e bun pentru ea, pentru că nu are un range atât de mare și nu cred că știe să mi-l scoată. Nu știu care-i treaba. Warwick face kill foarte bine. Ok. Am pierdut și eu puțină experiență, dar e ok. Pot să-i dau un pic de luptă aici. Nu trebuia să-mi dau E pe ea din prima. Aici am greșit, dar e ok. Ok, că trade-ul e favorabil pentru mine, aici trebuie să-i dau QA. Dar sunt un boosted player, ape type stuff. Ok, nu ratez minionii, aia mi se pare cel mai important. Ok, mai ratăm E-uri, Q-uri, combo-uri. Mă baituiește, ce ziceți? Da, era clar cum face. Ok. Acum dacă îmi vor da chase, e worth pentru... Ok, vine la mine... Ok. Hai, boss. Ok, i-am dat dodge. I-am dat și un Q. Nila a plecat, din păcate. Vine, dar vine și Vel'Koz. Na, e un pic late. O prinde? No, a ratat-o. Ok. E ok. Bun TP-ul, mi-a plăcut... Ok. Interesant, Mordekaiser încă e aici. Și nu vrea să mă lase să mă duc pe lane. Nu mă deranjează, pentru că în momentul ăsta ei doi împart experiența. Deci Nila o să fie în urmă. În experiență. Mai în urmă decât este, pentru că am murit-o. Este stupid să stai pe lane fără niciun motiv ca jungle, decât dacă e vreun motiv întemeiat de a face asta. Aici nu era niciun motiv, încerca să-mi dea să nu mă lase pe mine să iau experiența de pe minioni în timp ce mor, dar nu prea s-a întâmplat asta. Ok. Ok. O să pușez wave-ul și să-mi dau back. N-am de ce să mai stau. Nila se întoarce, o să aibă bani, trebuie să fac și eu același lucru. Același lucru. Ok. Bun, o să iau ăsta și... Având în vedere că e Mordekaiser, dar au destul de mult squishy. Iau ăsta, ăsta... Aș vrea Blade of the Ruin King. Stai, iau ăsta. Aș vrea Blade of the Ruin King. Cred că o să-l iau probabil după ce îmi fac Immortal Shield Bow. Deci o să-mi fac, cred că, Immortal Shield Bow după Blade of the Ruin King, pentru că au Mordekaiser și au Urgot. Ambii sunt tanky și sunt periculoși. Mordekaiser nu e atât de grav, deși e un campion fenomenal pentru a căra în low elo, pentru că nu are un skill ceiling foarte mare, este extrem de OP, dai damage pasiv în jurul tău în continuu, nu trebuie să faci nimic. Dacă nimerești un Q e bonus, oricum îi omori. Warwick ia dragonul. Match-ul arată bine. Pe farm stau mai bine ca ea. Pot să încerc să-i dau deny la un minion sau doi. Un Q. Ok. Merge. Am nimerit-o. Puteam să-i dau all-in, dar... Aici cred că... Nu știu ce facem. Nu știu ce făcea. Nu știu exact ce face Nila. Dar e un campion OP, oricum. Nu cred că se bate cu Yasuo. E destul de greu să te bați cu Yasuo dacă Yasuo știe ce face. Am observat treaba asta și de-aia am zis că oricum... A trebuit să am grijă la Morde. Mai pușez un wave. Cred că îmi permit să fac asta. Că sunt destul de fidat. Am... De obicei, după ce ai Berserker Greaves, itemul pe care l-am eu, buția aia, e complet ok. Ok, pe farm nu stăm excelent, pe mid e mai greu să faci farm decât pe top, să zicem. Dacă joci Yasuo top, poți să ai un farm extraordinar. Atâta timp cât nu pierzi lane, nu? Ok, o să iau
Tot ăsta. E un pic troll. No, vreau ăsta mai bine. Ok, și mă dumit. Pe mid e mai greu să faci farm, pentru că o să fii gankuit de multe ori. De obicei mid lane-ul este ranged, adică zi de la distanță. Trebuie să joci inteligent pe mid. E mai greu mid deasupra decât top, aș zice. Deși 99% din meciurile de pe top sunt, nu sunt favorabile pentru... Vin și eu imediat. Oh, fuck. Ok, unde e? On the way, on the way. Ah, cred că-i bat oricum. Da, n-au nevoie de mine. N-au nevoie. N-au nevoie, mă duc să pușez mid-ul. E genial lupta asta, ni l-a pierdut multă experiență. Am pierdut un minion, efectiv. E ok, nu e mare panică. Eh, mor de vine, nu pot să pușez mid-ul, e ok. Măcar nu-mi ratez minionii. Ni l-a pierdut experiență, în schimb. Deși cred că pot să mă bag cu Morde. Am două nivele peste el, deși el e Mordekaiser. Dar sincer, cred că ți-l bat. Nice try, nice try. Nu-i dau ultima ta, pentru că are scutul în momentul ăsta. Vrea să mă baituiască. Ok. Acum e riscant. Poate-l bat în ultimată, dar Nila o să-mi dea clean up 100%. Pentru că o să mă facă varză. N-am lifesteal deloc. Dacă aveam lifesteal, poate. Că nu cred că are anti-heal. Nu, n-are. Am mișcat destul de mult Morde și eu. E un campion OP. Ok, nu cred că a fost bine pentru ea, pentru că... Ok, chiar nu știu ce face, sincer. Și-a dat ultimata. Ups. Am apăsat W din greșeală. E ok. Nu e un trade rău. Cred că pot să-mi dau back și am timp să fac un recall. Da, am timp dacă cumpăr repede și mă întorc pe lane, pentru că pot să-mi iau lifesteal în sfârșit. Ok. Lifesteal-ul e foarte important. Yasuo mid se face build-ul diferit de Yasuo top. Yasuo top este mai tanky. Am un build foarte mișto pentru Yasuo top pe care îl fac. Nu este standard niciodată. E foarte important ca jucător bun. Dacă vrei într-adevăr să faci climb și să-ți câștigi match-up-ul de 1v1, să faci un build care să aibă legătură cu lane-ul tău cât de cât, dar și cu match-ul. Adică dacă, de exemplu, mă bat cu... Am ratat minionul ăla. Dacă, de exemplu, mă bat cu Veigar sau Lux, da? O să-mi iau Berserker Grimms, da? Primul item. Ăla tot timpul se ia pe Yasuo, este extrem de bun. Adică papuci ăștia. După ce am luat pe ăștia, n-o să mă duc spre Immortal Shield Ball sau ceva, n-o să fac chestia asta. O să mă duc direct spre Maw of Malmortius sau Hex Drinker, care e primul item care se face, pentru că este extrem de puternic contra mage care poate să-ți dea one shot, cum sunt Lux, Yasuo, eu știu ce mai e. Adică, dacă construiești iteme cu cap, poți să câștigi 99% din lane-uri. De-aia prefer să joc un campion, 2 maxim. Ok, Nila este... Am dat late, dar e ok. În momentul ăsta n-o să mă duc bot să încerc să mă bat, deși poate fi o luptă bună. E mai worth pentru mine să pușez mid-ul. Pentru că iau plate-uri, în timp ce botul meu, de exemplu... Ok, doar nu-mi lua farm-ul, mulțumesc. Ok. Luăm plate-uri cu Warwick, botul meu nici n-a murit. Asta era șansa, ca botul meu să nu moară. Iar o să mă duc acolo degeaba și să nu putem să-i omorâm. Așa am luat o turetă întreagă. Mai dăm în tureta aia. Ăștia vor încerca să ia dragonul, poate, sau nu. Pentru că avem Ward. Warwick joacă foarte bine. Dar era foarte prost dacă mă duceam bot acolo, deși Nila s-a dus, pentru că ajungea mult prea târziu. Mult mai bine a fost să stau pe mid să iau... cred că o să fac o chestie care nu-mi place. Dar e worth. 99% din cazuri. Mai bine vinzi un Doran Shield pentru Immortal Shield Bow toată ziua. Deci, de-aia am rămas pe mid. Am luat tureta, care e cea mai importantă tureta din joc. Tureta de pe tier 1 mid. Ai luat-o pe aia și am luat-o și cu plate-uri. Adică ne-am îmbogățit. Ok. Nila este spre top. Nu știm ce face. Mă uite Kaiser eu pe repet. Dar... Nu e dacă știi să joci împotriva lui. O să mă duc către Warwick în caz că e atacat. Că n-am ce să fac mid, mid-ul am pușat. Putem să încercăm să-i luăm blue-ul ăsta. Punem mai multă presiune pe ei. Oricum cred că câștigăm meciul. Cel puțin așa pare.
Au vrut să dea dive, o să pun ward aici. Ok, Nila nu știe că sunt aici, cred. Cred. Ba da, știe. Da, da, da. Uf. Nu, nu merita să-mi dau ultimata pe el. Ok. O să-mi dau flash-ul ăsta. E worth it flash-ul. Pentru că nu vreau să risc să mă bată. El în ultimata îți ia toate statusurile. Și e riscant. Efectiv e riscant. Te poate bate foarte ușor, Mordekaiser. Nu vrei să zici chestia aia? Să-l fidezi? Mai bine mi-am dat flash peste Q-ul lui. Am fost sigur că câștigăm. Oricum, meciul arată foarte bine pentru noi. Avem Warwick ăsta care face treabă bună în junglă. Mid-ul nostru e mid-gap toată ziua. Topul e ok. Și, by the way, e un meci foarte greu pentru Yorick contra Urgot. Dar Yorick se descurcă fenomenal. Ăla face proxy. Proxy Urgot. Eu o să iau campurile ăsta din junglă. Pentru că ce mă interesează pe mine în momentul ăsta este să nu scaleze Mordekaiser. Draven, meh. E periculos. Dar Mordekaiser scalat, dă. Și e greu de bătut în late. Da. This champ, exactly. Ok, mă duc pe mid. Cred că o mai omor o dată pe această jucătoare care... Ok, mi-am dat Q prin ea, n-am vrut să fac asta. Am ratat ultimata. Mai bine. Sincer, mi s-a dat proc la Immortal Shield, bă. Nu voiam asta. Ok, dau back, am timp. Ăsta nu-l bat sub nicio formă. Poate dacă mă duc acum, dar nu cred, e destul de greu. Anti-healing-ul e bun. Aș putea să fac asta în momentul ăsta. Cred că e cel mai bun chestie pe care pot să fac. Să cumpăr item-ul ăsta. Și după să construiesc direct ăsta, cred. Deși în momentul ăsta Infinity Edge este superior. O să dau extrem de mult damage după ce-l iau. Dar ăsta nu o să-l batem fără anti-healing. Vin și eu, vin și eu. Îți departe, dar vin. Nu cred că-l bate Warwick. Ba da? Da. Eu. Warwick e extrem de OP 1v1. Deși l-a bătut odată, de-aia eram gen, bă, îl bate, nu-l bate, dar cred că avea mulți bani. Și acum așa la Riven, Sidra și e ok. Ok, bă, nu stau rău pe farm. Rău nu stau. Nu stau nici prea bine, dar nici rău. 118. De ce nu pușez mid-ul? Pentru că n-are niciun sens. Încercăm în momentul ăsta să ne facem lead-ul cât mai mare, să fim cât mai în față. De acum, ce gang facem aici. Să fim cât mai în față de oponenți. Dacă pușez mid-ul, nu obținem absolut nimic. Decât o să-i facem pe toți să se rotească pe mid. Haideți. Ok. Am ratat. M-a rupt. Da. A venit Mordekaiser și s-a dat ultima dată. Un campion foarte OP, dar mi se forțează de fi dată. Am jucat prost. N-am apucat să-mi dau ultima dată pe Draven și pe Yajana. Asta voiam să fac. Dar Mordekaiser m-a scos din ultima dată mea. N-am realizat că sunt șanse să nu mă aud în multe momente din joc pentru că sonorul jocului e dat prea tare. Dar am realizat acum. O să luăm dragonul. Și sincer, nu cred că au cum să mai câștige din punctul ăsta. Avem un lead destul de frumușel. Ce-am cumpărat ăștia? Nu e un item rău. Avem un lead destul de frumușel. Am zis eu că mă duc Blade of the Ruined King. Dacă aveam Blade of the Ruined King, cred că îl băteam și pe Mordekaiser în lupta aia. Trebuia să-l cumpăr. Dar e un pic troll build meu. Am zis că mă duc... Cum am zis la început, ăsta în Blade of the Ruined King cred că era cea mai bună soluție. Dar la cât de mare e lead-ul, nu e atât de mare problema. Plus că-s concentrat și să vorbesc să... Na. Și un pic ușor să-ți pierzi focusul. Nu cred că-i bat pe ăștia doi singuri. Warwick își dă back, deci nu ne putem baza pe el sau ba nu își dă. Vine, a zis. A dat mesaj și a zis că vine. Mă duc mid să-mi iau wave-ul. Don't. Să simă să-mi iau wave-ul de pe mid. Nu vreau să pierd tot wave-ul ăsta. Pentru o luptă care nu știm cum o să iasă. Uite, vin, hai. Ok, poate iau și ăla? No. Nu-i bai. Se descurcă echipa mea oricum, dar vin și eu.
Mamă, Mefe i-a distrus cu ultima taie. Am luat și un kill. Un Kese. Hai. Da, a dat foarte bine ultima ta. De-aia îi dă ping la R-ul ei. A fost o ultimată genială. Când îi prinzi pe tot și le dai atâta damage cu ultima ta, e perfect. Ok, 2800 mai trebuie. Pentru următorul item. În momentul ăsta pot pușa mid-ul și cred că este bine să o fac. Mordekaiser s-a spawnat, deci nu cred că o să mă lase să fac asta, dar pot să încep să-l pușez dacă vreau. Nu voiam până atunci, pentru că nu știu dacă avea sens. Plus că n-am viziune peste tot. Da, îl dau jos acum. Îl dau jos și mă retrag în jungla lor, deși nu știu unde-i Morde. Morde cred că își face red-ul. De-aia trebuie să am grijă aici. Dar vreau să-i fur ciorile. Ok. Nu mă vând după red-ul lui. Pentru că Jana și ăsta sunt aici. Ok, da, uite-l pe Urgot. Ah, pot să-mi dau back să-mi iau un item bun chiar. Dar mi-aș lua ăsta, dacă tot l-am început. Mortal Reminder. Hai să-l iau, dacă tot l-am început. E bun pentru healing-ul lui Nila, lui Draven, lui... Ăsta lui Urgot, e super OP item în momentul ăsta, în match-up ăsta. De-aia e bine că l-am luat chiar acum. Dacă, de exemplu, joci contra Warwick, să zicem top sau ceva, itemul ăsta e priority, mi se pare. Trebuie să faci Executioner's Calling. De fapt, aș face zil prima dată și după Executioner's Calling. Ăsta poate să ia prima turetă, este total irrelevant. Dar Yorick nu vrea să-l lase să ia nici pe aia. Eu o să pușez mid-ul pentru că toată echipa lor e bot. Am vrut să fac un showcase de cum să cari, dar nu prea am ce să car în momentul ăsta, pentru că echipa mea joacă bine. Wow. Da, o să încerc să vă iau inhibul. Da, s-ar putea să vină, mai bine nu risc. N-am fost atent. Cine să vină? What the fuck? De ce îmi dai ping? Trebuia să mă uit. Hai frate, lasă-mă. Lasă-mă să iau căcat ăsta. Îmi dai ping. Îmi dai ping. Ai grijă că-ți vine de aici. Cine? Că erau morți toți. Unul era top și era Jara acolo. Că am tot dădea tornade de alea. Nu vine nimeni. Nice. Red free. Îl bate Yorick într-un final. Sau nu, că îi scapă. Sau nu îi scapă. Ah, e ok, îl bate. Ah, vin și eu, vin și eu, vin și eu. Că vrea să fugă. Oh! Ești sniper, ai jucat sniper în Battlefield. Velcoz. Au, oh, GG. Da, cam asta e meciul. Nu pot să zic că a fost cărat de mine, toată echipa mea a jucat bine, dar mid-ul a fost ghepuit. Adică... am avut priority pe lane. A fost bine, ca să zic așa. Cred că ar trebui să iau S. Vedem. Să-i dau lui Warwick, a jucat foarte bine. Da, S minus, merge. Am dat și eu 500, n-am dat foarte mult damage, am fost focusat pe farm, că echipa mea se bătea în toate direcțiile. Trebuia să avem pe cineva care să pușeze, să forțeze un pic echipa să dea surrender. Că dacă doar ne batem cu ei în continuu, la un moment dat poate o să câștige un teamfight random, pentru că noi nu ne-am dat back sau ceva și am preferat să fie joc mai safe. Mersi de vizionare, o să fac un live data viitoare, spuneți-mi în comentarii ce părere aveți. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, numele meu este Alex. Wow. Azi o să fac un video cu în care mă voi... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, numele meu este Alex. Astăzi fac un videoclip în care mă voi juca League of Legends. Pentru că m-am reapucat de joc de ceva timp și mi-am reamintit cum se joacă. Mi-era dor și m-am uitat la... De fapt... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Numele meu este Alex, iar astăzi facem un videoclip cu League of Legends. Nu m-am mai jucat League of Legends pe sunt mid, da, pe canal de foarte mult timp. Și mi s-a făcut dor să joc League of Legends. Și vreau să fac și live-uri cu League.
Pentru că, de fapt, asta făceam eu pe vremuri. Și mergea foarte bine treaba. Și mă distram foarte tare. Doar că între timp m-am lăsat de joc, pentru că m-am tiltat și m-am enervat în toate încheieturile posibile.